Într-un final, cei de la Pi Network au anunțat faptul că vor lansa aplicația sau criptomoneda în MyNet, ceea ce înseamnă, teoretic, că vom putea retrage banii în curând. Astfel că, după ani de așteptare, teoretic, eu am vreo 2 ani de când aștept această criptomonedă să fie lansată, într-un final vom putea retrage această monedă. Teoretic, sunt niște vești foarte bune, dar, în schimb, având în vedere că, în ultima perioadă, cei de la Pi Network nu prea au făcut nimic și nu și-au mărit echipa, din punctul meu de vedere, nu mai este un proiect atât de solid cum l-am văzut la început atunci când promiteau foarte multe lucruri, și acele lucruri nu prea s-au întâmplat. Videoclipul de astăzi este sponsorizat de către cei de la Cryptomat. În cazul în care vrei să intri în piața aceasta cripto și să cumpe criptomonede, îți recomand aplicația Cryptomat deoarece este cea mai simplă aplicație de folosit atunci când vine vorba de criptomonede. Poți să cumperi în doar câteva clicuri o criptomonedă care ți-o dorești. De exemplu, dacă vrei să cumperi Bitcoin, spui cât de câți bani vrei să cumperi, de exemplu, de 120 de lei, dai previzualizează tranzacția, continuă cu plata și tot ce îți mai rămâne de făcut este să introduci datele cardului. Mai mult decât atât, dacă folosești linkul în descriere, poți câștiga până la 50 de roni un bonus de bun venit. Și încă un lucru foarte important. De exemplu, ai putea să vezi exact câți bani ai fi făcut dacă ai fi investit acum un an în criptomonede. Spre exemplu, dacă acum un an ai fi investit în Terra Luna 100 de euro, acum ai fi avut aproximativ 14.800 de euro. Îți mult succes și nu uita, investește responsabil. Hei, te salut, numele este Oali și bine ai venit pe canalul meu. Dacă îți plac filmele de genul, nu uita să lovești butonul de like și bineînțeles să te abonezi pentru că îmi doresc foarte, foarte tare să ajungem la 100.000 de abonați pe acest canal. Așa cum spuneam încă din intro, cei de la Pi Network teoretic se pregătesc să lanseze mai și asta nu însemna că vom putea retrage banii, pentru că doar atunci când va fi în de această criptomonedă, ea se va putea tranzacționa. Ei bine, și acum, după ce au lansat această veste, mi se pare că sunt niște lucruri destul de shady din punctul meu de vedere și sper ca până la urmă noi, cei care am minat între ghilimele această criptomonedă, să o putem retrage și, bineînțeles, să o putem folosi. Asta în cazul în care vrem să o schimbăm în fiat sau într-o altă criptomonedă. O să intrăm imediat în aplicație să vă spun despre ce este vorba, dar încă de la început, așa cum spuneam și din intro, nu mai cred atât de mult în Pi Network și nu că nu susțin acest proiect sau vă descurajez să intrați în fiecare zi să minați această criptomonedă pentru că eu în continuare o fac pentru că nu mi-a decât câteva secunde uneori într-adevăr sunt enervante acele aduri dar le poți dezactiva să nu-ți mai apară în schimb din punctul meu de vedere, anul acesta a fost un an super mega prost pentru Pi Network, pentru că practic nu au făcut mai nimic pentru a lansa această aplicație, această criptomonedă de fapt totul a fost ca în anii trecuți nimic, nicio veste, mai tot anul partea de New York Customer pe care este obligatoriu să o faci pentru a putea tranzacționa această criptomonedă încă nu s-a făcut pentru că practic au fost doar câte 100 de locuri la un moment dat pentru a face New York Customer și lucrul acesta nu îmi dă o foarte mare încredere în schimb o să vă spun exact care sunt noutățile pentru că sunt sigur că foarte mulți dintre voi abia așteptați să schimbați această criptomonedă Bun, după cum vedeți pe partea de ecran principal s-a schimbat și ne pun aici anunțul acesta pe care bineînțeles vă îndemn să-l citiți să vedeți exact despre ce este vorba. Ne spun aici că ar trebui să facem și noi or customerul ca să putem retrage acești bani și bineînțeles nu putem să-l facem pentru că lucrul acesta nu este lansat de ei oficial, ceea ce este foarte, foarte nasol. Bun, dar dacă mergem pe meniul nostru sandwich de aici din aplicație, mai avem un buton care sau o căsuță care se numește MyNet. Și bineînțeles m-am bucurat când am văzut că au pus butonul acesta, dar fi la aceasta de Net, ai câteva taburi pe care o să le discutăm imediat. Ai unverified balance, transferable balance to MyNet wallet balance, lockup balance. Bun, hai să o luăm cu primul. Unverified balance. Practic, aici îți arată criptomonedele, de fapt, numărul de monede PAI pe care nu poți să le transferi în MyNet sau într-un wallet principal atunci când lucrul acesta va fi disponibil. Practic, balanța aceasta de criptomonede este câștigată prin referral link și prin security circle. Știți că aveau ei acolo security circle și referral link ca să puteți să minați cu o viteză mai mare. Și practic, abia după ce toți omuleții pe care tu i-ai invitat sau eu i-am invitat își vor face New Customer. Pe baza acelui New Customer îți va fi eliberat și ție o parte din balanța contului în contul tău principal pe care îl poți transfera. Deci cumva dacă lumea nu își face New Customer, practic bănuții care i-ai minat în Security Circle și pentru omuleții care i-ai invitat, practic pe asta s-a și bazat toată această schemă de la PAI nu poate fi retras. Deci o să fie destul de interesant, deși încă de la început toată lumea a spus faptul că cei de la Pinetor nu vor conturi duble și mulți Ați făcut lucrul acesta, adică practic v-ați făcut contul de pe două telefoane ca să minați mai repede și ca să strângeți mai mulți bani. Dar nu o să puteți verifica doar de pe un telefon și practic doar cei care pot să treacă, noi ori customer vor putea să își retragă tragă banii. După aceea mai transferable balance, practic aceasta este fix pe ce ai minat tu singur, fără referral link și fără security circle, dar ca idee... Și aici ne spune faptul că după ce vei trece de noiuri customer, vei putea folosi această balanță din contul acesta. După aia avem wallet balance, încă nu avem, apare coming soon, probabil aici va fi portofelul celor de la Pi Network și mai avem loca balance de care o să discutăm imediat, dar hai să revenim încă o dată la lucrul acesta, este foarte important să vă faceți noi customerul și știu că unii din voi nu aveți 18 ani. Nu vreau să vă încurajez să faceți prostii, să spun așa, dar încă de la început vă spun faptul că noi customerul se poate face doar dacă ai 18 ani. În cazul în care tu nu ai 18 ani, ar fi foarte bine să discuți cu un părinte să faci lucrul acesta, să faci noi customer pe numele lui și din câte știu trebuie să fie același nume care l-ai în aplicație cu cel pe care îl vei face la noi York customer și lucrul acesta se mai poate face din când în când cei de la Pay Network mai anunță faptul că îți poți schimba numele și practic îți poți schimba numele pe un părinte care este major, pe un frate sau ceva de genul și după aceea poți face faci noi customerul ca să poți să profiți de lucrul acesta, asta în cazul în care n-ai 18 ani. După aceea mergem la lock up balance și ne apare aici coming soon și spune că după ce vei face noi customerul vei putea să pui la loc unele din monedele pe care tu le-ai strâns. O să mergem pe configure și o să vedem faptul că avem aici mai multe opțiuni, putem pune cât la sută din totalul pe care îl avem noi în cont îl putem pune la loc, adică practic tu îți vei bloca criptomonedele acelea pentru o anumită perioadă. De exemplu poți să le blochezi pentru două săptămâni, pentru 6 luni, pentru un an sau pentru 3 ani și pentru că le vei pune la loc, practic vei primi un bonus. Îți va crește rata de minare cu 487%, dar ea nu va crește, nu va fi rata de minare care este standard, care o vezi aici cum este la mine în momentul de față, 46,78, va trebui să calculezi rata de Pioneer, adică 0,10 ori 468, ceea ce va fi noua ta rată de minare. În schimb, un lucru care este important să-l știi, dacă îți vei bloca teoretic acele criptomonede, nu le vei putea retrage decât după 6 luni, 2 săptămâni sau 3 ani, așa cum este perioada aceea de lock-up. Și în perioada aceea tu nu ai ce să faci criptomonedele, sunt în continuare blocate. Ideea este următoarea. Aici voi va trebui să hotărâți ce veți face cu aceste criptomonede. Dacă în continuare credeți în Pine Network și considerați că este un proiect solid care va avea o utilitate din ce în ce mai reală în viața de zi cu zi, atunci puteți să faceți lucrul acesta pentru că mai mult ca sigur, într-un an sau în trei ani, această criptomonedă va crește la preț dacă și utilitatea ei și adopția ei va fi din ce în ce mai mare. Dacă nu mai sunteți atât de sigur că această criptomonedă este atât de utilă cum ne promiteau ei, puteți să transferați toți bănuții de la început și să i schimbați. Nu îi puneți la loc pentru că dacă îi veți spune la loc, automat veți rămâne cu ei blocați. Bineînțeles, sunt sigur că această criptomonedă după ce se va lansa, practic va distruge prețul ei pentru că toată lumea va începe să vândă și probabil de asta și cei la Pai că au făcut chestia aceasta cu loc. Din punctul meu de vedere, nu este un lucru extraordinar de bun pentru că deja am stat cu această criptomonedă blocată undeva la 3 ani, probabil, de când a fost lansată. Să vedem dacă se vor ține de cuvânt și dacă în ianuarie, cam așa preconizează ei, vor lansa această criptomonedă. Dar până atunci, acesta a fost update-ul de astăzi legat de Pi Network. Nu uitați să mă urmărești și pe Instagram, pe TikTok și, bineînțeles, aici pe YouTube să apăsați acel mare buton de subscribe și de like. Numele meu a fost Oali, iar până data viitoare, numai bine, ceau!